Povestea Piața Nouă este una fabuloasă. N-am făcut compromisuri în absolut nimic, nici în mâncare, nici în calitate, nici în service, nici în absolut nimic. O să fie și mai sus standardul, o să lucrăm mai mult, o să inovăm, o să reinterpretăm, o să inventăm, o să facem Piața Nouă să fie o poveste și mai frumoasă pe parcursul mai greu ce urmează. Ne dorim să aducem alți oameni faini alături de noi. A spune, cred și sper că fără aroganță, că Piața Nouă a devenit un trend în Oradea, setează trendul și atrage oamenii și clienții care iubesc să descopere nou. Au spus foarte mult oameni și când am plecat, dacă am fi reușit să deschidem acest concert în Marea Britanie, o grămadă, chiar un număr considerabil de foști colegi s-ar fi alăturat fără gânduri și instant business-ului nostru. Pentru mine Piața Nouă este așa a doua familie, dacă nu chiar prima, că stau mai multe ore în bucătărie decât acasă. Și e o poveste frumoasă. Am crezut în ea, cred în ea și nu știu de că o să facem lucruri minunate împreună. Trebuie doar un pic de răbdare, responsabilitate, seriozitate și determinare. Rest, toate o să vină de la sine. M-am întors în țară special pentru acest proiect, dar am totală încredere, să zic așa, în acest proiect. Mie îmi place să cred că Piața Nouă oferă această platformă pentru cei oameni care își doresc să depășească limitele, își doresc mai mult decât ceea ce fac astăzi, își doresc să ajungă departe. Talented people, incredible food.